Stand by. Să trăiți, ne aflăm la Golești. Pescar de renume aici. Să ia bibana, l-o și-o la muscă câțiva. Am fost pe sub pădure, n-am luat nimic. Uite aici, am luat câțiva biboni frumoși. La barajul ăsta aici. Sunt cu plumbă cu musculițele. Hai, moscovii, nu-mi coace ca să vadă pe zi și cu ce muscă. Tirțănțar. Plumbu. Mai am vreo câteva. Să punem camera aici pe treptied. Să vadă și americanii noștri din America. De ce nu bagi muștele cu alea la ei? De ce nu bagi muștele? Nu vrei? Nu-ți place la muscă? Avem de vânzare, linie. Umpli sacoșa, bună. La 5 lei linia la ofertă, plumb 3 muște, până la toamnă mai stai să... Deja ai pierdut timpul, de când ești? Și cam așa se vede până de seară, la 5 lei linia, cred că era beton. Plumbul, uite, umplu găleta cu, stai să vezi. Ai înțeles? Uite. Stai să vezi ce am rupt acum și pe oase, puște. Nu că să mă laud, dar așa, ca să vezi tu, ca să nu mai pierzi timp. Fără momelă, fără nimic, fie nimic. Adică asta e momela. Stai în larte și distrezi. Joci, pac, pac. Lucrul ăsta nu l-am suprafat. Îi cauți așa pe unde aleargă-i. Trebuie să o las pe fund doar ca ce e apa mică. A, uite ce bucată frumoasă și la peșteșor. Da. Păi acum nu mai au muscă, e 20 de mii. Nu mai e o muscă, e 20 de mii, dar... Face ceva acum. Auzi, mai dă-i acolo până mă duc eu la mașină să iau. Da? Nu, no, încerc și lasă. Ia uite, fii atent aici. Ia uite drill. Mai graj, dar n-ai treaba. Hai că... Stai alea că mă adică să-ți aduc acum. Am luat și trei, imediat să aduc acum. Imediat să facem o mătă de la băi. Stai cu alea, arunci 2-3 până să arunci găleat aici. Nu mai stai, mi-a murit peșteșurul, mi-a murit. Că până la urmă, știi ce e tot secretul? Distracția și să ai ce pune în tigăie, nu mai are. Am pierdut și eu timpul așa, stai liniște. Știi ce mă învățau ăștia? Bagă ochi. Dar mai mișcă ochi. E greu de tot așa. Și cu ochiul și cu... Adică să mă ia și pe la scări biban. Să fac o linie la băi și linie la băi. Hai să treci, n-ai curaj? Ți-e frică că îți pe linia? O să-i fac o linie la băiatul ăsta, că o ia bibanul la muscă. Aha. Eu vreau și eu, cred că o să fie și mai mare, dar trebuie cu tele de 14. Bă, știu, cam o oră și după aia trebuie să plec. Păi aia sper să mă întorc mai pe seară. Nu să-i fac o linie. Păi fusele la pădure. Nimica, vărză. Nimica? Părul? Nimica? Părul n-a fost. De cât pe canal? Să mai așa lung seara? Anul ăsta se tomnă Mareană la Cricii. A, Mareană, da. Mareană, da. Mai luară pe canal. Pe canal la ce mai luare? Mai dădeau și mai luau pește, da? Să vezi mă ta? Da, mai da. Și
Cine v-a spus că mănâncă bibanul aici? Acum am venit, de că nu. La muscă, mă, la muscă. Ce trebuie, nu trage nici la 10 lansete la numii la pești. Ce? Nu am nevoie. De 2 lansete la 10. A, de la 10. Nu e mătăriu la plasă. Uite, nu știu, Nicolae, veni să-i fac unui băiat, că a scris de șelă. Te dai rupe. Nu mai ia bucă. Aparatul la ce s-a dus? La muscă, scuze. La peștișor, mă. Trage de rând. Ce fac cu aparatul ăla? Ăla, aparatul ăla mă filmează pe mine cum fac cu aici. Să nu fac prea multe, știi? Să nu fac greșe? Mai puțin. Deci pe coada a venit filii ăla, pe toți cu parașuta aia prins. Ca să știți de la mine, să ziceți când ați venit acum. Ieri, ăla trebuie a venit mereu, nu știu cum vine. Are un chip de ăla, cameră de filmat și cu ăla. Și a venit ăla după vale care face puțuri, bă, mi-a dat un minut jumătate că m-a prins cu parașuta. Și m-a trecut în baza de date. Cu o să-mi dea 10 milioane și m-am lăsat de la... E frică, pentru că și mie e frică. Că știi ce se întâmplă? S-a făcut echipă de joc, mi-a zis mie, și vine că nu te aștepți. Nu mai face și treaba, a luat la undiță la greu. Trebuie să vină cu autorizația acum. Vine autorizație ziua de control și perioada cu oră. N-are astea, poate să am permis la tot de la parașut. Păi nu, dacă de la parașut, mă, ei să uită plastic deci parașut. Deci poate să dea în cur și în cap, dacă n-are autorizată și asta vine de asta. Direct la TNA îi fac. Îi faci, dar dacă ai parașută... Nu, dacă poți sta cu parașută, poți sta cu parașută, îi faci partea așa de ecuzeții și vin de bun, de bine, de bine, de bine, de bine. Știi cum e? Peștile de la cap să împute de la coază să fureză, cam asta e procedura. Păi nu, de pe... Și de permis, îți iau înțea dacă ne permis. Aoleu, i-am văzut și la Budea asta, m-am întâlnit cu ei pe coadă. Le-a luat unde cu totul, 7 unde. Aaa, au scos 6 km jumate din Budea asta. Poate nu-i cunoști pe ăștia, că sunt de 3 săptămâni, iată, nu e filiala. Deci e tip foarte dur. Are pistol la ei, nu pe bune. Are un jeep negru. Barca pusă alea și nu te iardă, deci... Auzi, altfel și așa de aia la parașul, dar era unul și scotea plasă de aia. Tot pâsile de parașul. Da, bre, nu știu că s-au făcut. Și poate să mai face. La Budea. La Budea asta ce sunt? Păi vezi, ai grijă cu... dacă vezi cu plasă de aia, că așa eu îți spun că... Te pomenești cu ea în spate, știi cum e? Eu te pun în temă. Nu că mi-e pește și sau nu. Ideea e că fac ei nasol. Nu știu că dai tărbun. Să știi tu pe ce se ia. Am fost și pe acolo. Să ia, dar ideea e că să te duci cu barca. Am dat anul trecut cu barca. Păi în crăciile alea la strânul să-l ia. Am fost cu niște prieteni, m-am învățat 7 bucăți alea. Eu am luat 2 la 2 kg. Mergeam cu ei, eu vâzleam de... Nu, că să ia. Dar trebuia să-i dai trenă și să-i dai tu și te rupă fundul apeși. Jucai, jucai. Tu prieteni câte 100 de-abia, ultima dată când l-am văzut. Și-am luat prietenul meu la linguriță de-aia, de numărul 3, dar cu barca, pe la stâlp. E că ești tu că multă. Firentis, distracție frumă. Hai, să-i dai, frumă. Hai, să-i dai, frumă. Hai, n-am luat bibănuite cu nici. Am fost ieri la țară și am avut 10 minute. Am luat 2 clinciuri așa și am scăpat unul, uite, cred că avea un chil și ceva. La țară unde? La Vișină, bătelul. Vișina? La Vișină. A, la Vișină. Și ce loc de la rece? La Popeș, pe la Pala. Nu mai bagă aia plasă? Bagă. Bagă de lui. Era să mă... Ai? Erau 4 inși, zicea că îmi dă foc dacă mă da. Dacă vine și ia cineva după acolo, a zis că vine și îmi dă foc. Că i-ai spus prima ta? Că m-am luat de ei. Și dacă îi dau în primire. Eu, când am fost, era 10 stezi și pe 130 stezi. Unde era locul mai bun, mi-a adus și pe 130. Îi iau ăștia imediat. Vine de la Purcăreni, vine de la Izvol. Nu, îi iau ăștia dacă au venit. Ai fost pe telonă? Dar eu nu mă duc aici. Mă, când prostia asta, dar bă, să mă vomiți cu pietre în cap de la aia și cu braconat,
O mai jos e 4 km. De câmp. 4 km de pădure de dăsiș. La Tătărăș acolo, nu? Da, mai jos. Mai jos? Da, unde e primul asfalt la dreapta. Primul asfalt la dreapta și e podul, deci cam de aici la gunoi e mai încolo. Cam de aici la curba e pod, mai aproape. Cât să zic, de aici unde e debarcadero? Cam de primul. E pod, e primul asfalt la și podul, trebuie mai pe dreapta, deci noi am mers 200 de metri, dar e 4 km. E pește, cam și acolo la mine. Dar păi nu, e, dar eu nu găsesc locația așa de frumoasă și așa de liniștită și pește la soare, cum e la Popești, nu mi-e găsit. Ăștia la ce de la Peștișor? Da, așa să zic, cu o linie. Cu linie cu muște, cât băiatul e nasul la... nu prea atrage, știi, la Peștișor. Te-am văzut, erai la reparații la nenea la acolo, reparai mașina. Am fost să se uite pe la aia de reparat, fusese și o reparare la țară la nepotul. Păi nu, acolo, acolo, centralizarea. La acolo, spune. Păi tot așa, și tot nepotul mi-a făcut-o și de rugine. I-a făcut pragul lui ok. Da. Super, n-are nimic. Am un nepot care ține pe nepot așa. Mi-a luat 2 milioane să mi-o facă toată rugina a făcută. Și mai are aripa să-i dau 500 de mii, să mai niște vopse a rămas. În rest e ok. Și azi i-a făcut centralizarea. Am cumpărat patrulea, mi-a pus pasta unde mergea și faia pe față. Acum merge pac, pac, nu știu. Păi doamne, am fost și azi, duminică? Da. Azi e duminică. Azi mergea de dus pe doamne, dar s-a învățat mult cu buldo, cu ole. Uite ce se pește. Hai de mergi. Mă duc întâi pe rău. Păi pe rău ai timp. A, pe mrenel, pe ăla. Mă duc să încep. Deci pe doamne, s-a învățat foarte mult așa. Știi, mă duci la Coșești, în pădurea unde a luat eu la 800 de grame. La... da, de acum cam părâuri cam băltăcesc cu oamenii cu baia. Cu... da. Eu și pe vedea, prindeam după ce plecă ei seara de la. Asta e, n-ai ce să le faci. Să mulțumesc la fel, să bucure toți de aventură. S-a încălzit apa. Era fiertă pe domnul. Mergem la locație din nou. Acum să vă dau linia să-i omor. Mergea și cu bățul ăla dacă n-aveți lanset. A, aveți lansete, nu? Da. A, e ok, te bași cu ăla lângă mine. Sau așa și pe talus, că e băgat, bă, că e cuietul. Dar nu dai prea departe așa. De la 4-5 metri așa. Știi să o legi? Bă, știi să o legi? Bași firul până ea, până asta. 1, 2, 3, 4, 5. Și unde ai întors să faci așa, s-a făcut o buclă. Dacă nu ți-o leg eu, dacă e. Două cu așa să o leg. Și camera. A. Cel mai bine o ia la musc. Da? La musc. La nu mai să le dai și ba, am, uite, linii de vânzare, 5 lei la ofertă. Plumb și cu 3 muște și ei o găleată de biban și te-ai spus. Uite, băiatul a luat, a riscat. A dat la musca din aur, a băgat unde ți-a luat 3 odată. Păi e bine, ce nu uite, bă. Dacă ai muște, bagă muscă. Hai să vedem dacă prinde băiatul 3 odată. Prinde și el. Uite, bă, faci așa. Așa. Strângi de aici asta. Așa. Uite. Aparat, uite. Da. Da. Și asta a fost totuși mincherie? Păi da. Băiatul. Nu trebuie complicată. Păi oricum la 5 lei la preț de producție. Nu mai găsești cu 5 lei. Hai, dacă băiatul prinde. Dacă ia el. Sau dacă iau eu. Hai să vedem, bă, da. Hai să vedem. Să nu dăm bani degeaba, a? Nu, ia. Iată. Uite și voi stați să pui muștele pe el. Și te duci și pești pe la mare. Banii după muște. Stai ca să... o, dar e și distracțiile astea, nu e nicio treabă. Hai da, bune, da. Ai înțeles? Nu mai stau aleu peștișor, am, n-am. N-am, eu am dat pe partea nimic, la muște. Păi nu, nu e acolo, uite, fusese pădurea, am făcut filmare. Nu e nimic. Nu, uite aia, cizlea aia, taluzul și toată curbea, fierbe apă de pește. Uite-l colo, vezi? Uite-l colo în centru. Ai văzut? Ai văzut câtă bucata? Aia sunt mai crac. Ai văzut? Toate peștele-i pe aici, deja. Și în gura canalului e plin. Hai că vrem să vă urmărim, să vedem. Aaa!
Păi și eu vă urmăresc, uitați, vă pun pe YouTube, vă văd americani. Mai m-a pus să desfac toate alea de mașină. Nu, bre, o lansetă și cu găleata, ce să mai? Hai ca să cumpărăm de la... Hai să cumpărăm de la magazinul online, hai să vedem. Stai să vezi acum ce enervezi. Păi la Arceș, știi cât am luat 22 kg în 4 ore. Și un prieten nu mă credea, zice, bă, ai mai și mâncat, ai mai și băut? Da, dar erau mari, erau... Da! Păi vă dau și site-ul, am 441 de filmări. Înțelegeți? Și vă uitați acolo, că vedeți ce se întâmplă pe teren. Nu, e a mea, e de aici. Nu, am văzut pluta. Uite, de cât strângi firul și joci nealucă. Uite, găleata asta e jumate. El nu, băi. La ce de ăla? Și... La prințișor, la ce de-aia? Nu, e de la... E de la altceva, ia pe mine, trebuie uitat. Aici n-a putut, da? Hai? E mordare rău. Ia uite-i. Uite-i, băi, tată. Cum vine la găleata, m-am cam muscat de tot. Aoleu, dar l-ai prins pe ăla, dar era să-ți jucă, băi. Vrei, distracția e importantă. Vine și mare pe-ntre ei. Important e că ai mișcare, știi? Nu stai așa să pierzi timpul cu un băț. Și ăsta cu berea, să nu zici că nu e bun ăsta. Nu-i pui nici muscă exagerată, că după aia mare bași și mare ei sau nu ei, e cam greu. Mai bine așa să te distrezi. Îți intră și cașta lider. Știi unde a luat mult, dar nu mai mă lasă domnul acolo. Aveți cameră la Macara. Acolo luam numai bucăți. Pe curentul ăla. Da. Nu, după cimentul ăla încoa. Era un loc acolo, nu e? Unde stai, acolo sub bidoane. Acolo luam. Tot 30. Păi am dat numai la oblete pe canal. Și zic eu, mă, că o să verific sub pădure, că toți au luat sub pădure, luăm nepricopsul. Nu e niciunul. Uite, vezi pe acolo? Niciunul nu e nici. Ideea e că merge și pe talus vine la muscă, uite, pe curba aia și bună. De la scări încolo. Dar văd că e mult puiet, uite, e la lău, la mână. De-aia trebuie să fie răpitul roce. Uite, mai sare până are. Merge, da, și pe talus, că ăsta urcă și pe talus. Uite, a dat drumul la curent. Vezi că a dat drumul la curent? S-a făcut curentul. Hai că-l găsim. E posibil să fie pe talus, dar ce? Că ăsta alergă, e ca zăpăcit. Ai luat vreunul? N-ai luat? O să iei, da, liniște. Păi dai vezi unde stă, stă pe talus, hai că dau eu două mâine cu pe talus. Hai? Mai mare la aia? Să nu ne credem, mi-a dat acolo 3 ani de zile, dacă n-am luat la musculiță, ăsta e nimic. Păi ce să fac bre cu ăla, că eu la aia am luat 2-3 la kil. Da, să dai de ei unde e ei, dacă... Acum mai căutăm, nu vedeți, dau și o acipă să fie pe talus cu ăla la 30 de metri. La pește așa ești, dacă ar fi... S-ar putea cu cald să fie între apă, uite, să opresc recuperarea. Auzi, Mata? Uite, el de la adâncime de un metru. Eu să opresc muștele și să-i dau între apă. Deci le trebuie căuta, nu e vorba. Mai stă și stratul de bărbați. Dimineața curățile la vine băieții ăștia de pește, de și cu pește și cu muscă și cu dată. Și nu lua. Nu lua. Și apoi a început acum că. Și a început acum, ai văzut, numai. Când a început să tragă acum, frumos? Da, vreo oră. Vreo oră. Nu,
Mai încercă? Cu taluza acolo. Să mă uită la pescar, așa și acum încă nu. Hai că mă duc să-ți fac una de mâncă. Că dacă intru pe taloș îl găsești, dacă nu e după curba aia, uite acolo îl rupi la mâncă. Am dat eu, nu e nicio minciună. Dedea, știi cum dedea? Jucam la o jumătate de metru, un metru de mal. Și o trăgeam cu vârful la baza taluzului, nu cu vârful. Apoi știți că e o vorbă, prinde tot pe scanele. Da, da. Mie nu prea îmi place să-i păcălesc pe oameni. Uite, dacă am luat bibani ăștia sunt. Ispit, doamne, ăștia e mărimea, ăștia e. La asta trage. Păi da. Să avem cu ce să-i dăm, ce-i place lui, că degeaba nu-i. Păi nu e, cu 5 lei pricopsala, nu e nicio pricopsala. Sunt aici la mașină, imediat. Mai face linii de biban, că trage bibanul. Am mai luat unul, doi. Nu mai ții să încerci, acum cine? Faci lor niște linii. Măcar îi fac muscar, numai de la părăște. Faci pâine muscar. Un gleat aici, oricum mi-am luat de prăjelă. Nu am treabă. Să primești ceva, nu de... Mi-s la plăcere, e boala, trec cu ginul ăsta în sânge, nenorocit. Vrei? Uite să vă dau eu niște site-uri, să vedeți cu ce mă ocup eu. Dacă vrei să-mi vezi scrumbia, l-am cu toate ele. Mă dau și de-astea. Da, mă, ia scurt pentru tine. Băi, nu e bine în curb, aici ce era bine. Dai, mă, de-n gură. Uite acolo, în gură. Da, după scară în curb. Da, da. Nu-ți dai prea departe, mai greu. Nu, mă. Hai, mă, ce-l face? Ce-l face? Ia lui Mihai în prima, dar... Păi, mă, stai aici pe scară, nu ții. Măi, i-am dat site-ul. Uite, găsim, uite aici pe site-ul, uite aici. Te lasă așa site-ul ca să-i vedeți. Când mă vede la PVTV, tu pe mine mă vedeți. PVTV? Da. Păi vreau să ne scrie și noi la masa cu așa, 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 permis, da. Ia mă, nu plătești tu să plătești cu bâna ta, să duci. Am fost și la Dunăre și uite, n-am prins venit. Da? Da. Am luat scrumbia în odătelea, păi... Păi da, mă, dacă nu știm să ne ducem unde trebuie. Cine? Auzi? Mă, stau să-i grăță asta în gură, după ai prins-o, nu știu. Unde, mă, a venit de 10 minute. Și stau să vă-am... Știi ce se întâmplă mai să iau? Păi, dar nu spune lumea. Bă, să ia, bă, la ce, să ia, bă, la ce oră, bă, la... Pe site-ul meu găsești și o dată, bă. Păi dacă stăm cu Domnul Iisus, mai... Bă, să dai că... Înțeleg? Păi ce sunt, mă, uite, astea sunt. Trei. O desfaci de cât dai că... Așa, nu e. Altceva firentin, nu vreau. Nicu nu e. Nu, eu mă pus cu vezi. Ia, mă, dracu, cine ne-a băut noi, eu trec cu câte bidoane de pere. Eu stau, mie trebuie să stau cu voi. Ia, mă, dracu, că după aia îți pare rău de te-a ce ciupa eu. Mai găsești la 5 lei. Ce dracu, cine? Stai, mă, că stau eu dacă n-ai bani la tine. Bă, ai bani la tine, stau eu. Nu, 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 nu. Trebuie să se convingă. Dar le spuneți în continuare. Sunt pace. Măcar să facem noi treaba, uite. Ia și el. Aveți cumva un foc șeput? Nu fumez, șeput.
Era să mă apuc, dar nu mai m-am apucat. M-am apucat de filmări să prind bibane la muscuri. Oh, băi! Să-i învăț pe băieți să prindă bibane la muscă. Și mai târziu să-i învăț să prindă crapul la muscă. Că prea pierde vremea până delta aia și... Prietenii mi-a fost, dar la muscă a luat 70 de kg. În... I-a reținut... Cum? Da, fac filmări, cam 441 de filmări pe canal de YouTube. Și pe site-ul meu. Eu sunt producătorul de la așa ceva și... O să mă vedeți la PVTV. Că mărește echipa și n-au muscari. Când ai fi pescar atunci, da, văit... Păi știți ce înseamnă asta? Cum, ce stil e asta? N-ați visat de la așa ceva. Deci eu de 26... De 26 de ani am dat. Am luat cel mai mult 20 de kg în 4 ore. Dar... Jucai, rupeam undița în două, știi cumva? Și de la kilului câte trebuie dat. Dar anul ăsta stau pe delta ca să le arăt. Văduviță în 3 ore am luat 9 kg, jupea și de 16 milioane. Nu e, e mișcarea și se repede și atacă în bancă. Poți să ieși, mi-a rupt fire de 25 avați de 5 kg. O să te zici ce e. Dar sunt niște stiluri astea cu bățuduri, între ea și un fir textil. Trebuie o leacă de, uite, bățul ăsta. Păi eu pe site le explic la litră. Mă, bățul ăsta mi-e fine, domne, am și o băț. Dacă eu iau cu ăsta, ia-l pe ăsta, că nu e o avere, e un milion și ăla e, la ene. Îmi trebuia și un fier textil. Am luat unul prost, m-a păcălit din la magazin, am dat 2 milioane jumate pe 300 de metri și când dădeam înțepături la scrumbie, se rupea din jumate. Prost. Și acum să-i iau de la firma, de la Berkeley, de la adevărat, invizibil. Că ce se întâmplă? Peștele, când îi joci musca, el se apucă în gură și dă drumul. Înțelegi? Și trebuie să ai fir fără elasticitate asta, fără elasticitate și când ai mișcat așa, cu struna atât, el a apucat în gură și tu când ai mișcat așa, ai înțepat. Deci cu gândire, știi? Da, da, da. Nu dai așa la îndala și cu toate bețile. Că poți să dai cu bățul, dacă bățul e mare pe vârf, când dau înțepătura, eu cârligul nu o să, bățul nu o să ia firul să-l îndea înțepătura, să îndoi vârful. Și tot din mereu, tot îndoiți vârful, nu se asigură. Înțelegeți secretul? Nu e secret, eu le spun la toți, dar cine nu știe, pentru cine nu știe, secret, știi? Și dau mult și... Păi când noi luam crab la muscă, știți cum e crab la muscă? Vreți să vedeți cum se pescuiește crab la muscă? Hai, vă dau așa, cu niște cuvinte cheie. Fly fishing carp video, pe YouTube. O, ruper. Deci pe YouTube scrieți fly fishing carp video. Să vedeți crab de 10 kg cum se ia la muscă. Nu-ți trebuie boabe, nu-ți trebuie nimic. Șnuru și atât. Și muscă. Aia e adevărat pescuiește. Strâng. Păi da, o să vedeți, dar mai multe este. Asta e multă mișcare. Să dau eu și pe aici. Mi-a zis așa din secretele pescuitului. Să vedem. Hai vrei, bagă undița. Că tot banii ai ei. Aha. Păi n-am nici, i-am mai dat-o lui unul. Una am uitat-o pe la Dunăre. Nu zic că ai undiță, băi. O muscă? Păi dacă n-ai undiță, la ce o pui? Ai undiță? Aaa, ți-aduce-o. Stai o leacă să mai prinde și un câțiva. Trebuie să le mai arătăm aici la băieți, le-am... Zis că merge și să vedem. Asta e bandit, bă. O să-l păcălim, bă. S-a încălzit, s-a băgat la adânc. Îi place răcoarea lui ăsta. Îi place răcoarea, nu-i treabă. Cam mole pe vârf, bățul ăsta altă. E toată sau? Nu mai